Scandal în Poliția Locală din București. Un inspector care se identifică femeie a făcut plângeri la Poliția Națională și a reclamat că este agresat. Șeful lui neagă acuzațiile și susține că în acte subalternul e bărbat, deci când vine în fustă nu respectă codul vestimentar. Și, spune el, nici nu prea ar avea chef de muncă. Avem oameni care stau și se uită și se miră de acest om. Desfulți în instituții. Incredibil așa ceva. Doamne, vă rog frumos să vă puneți ceva în picioare. Este inacceptabil așa ceva. Dumneavoastră mergeți desfulți în instituție? Da. Da? De ce? Da. Dar de ce faceți dumneavoastră cu oameni? Desculți, cu fustă și cu perucă. Așa umblă prin instituție Cezar Mihail Bucur, responsabil cu pregătirea polițiștilor locali din București. Susține că suferă de o afecțiune care îi provoacă disconfort, pentru că există o diferență între sexul lui biologic și identitatea de gen pe care și-o atribuie. În vârstă de 54 de ani a purtat însă haine bărbătești la interviu. Sunt persoana transgenderă, femeie trans, cu documente medicale care atestă disforia de gen. În instituția în care lucrez, acest lucru este văzut ca și catastrofal. Fac un tratament de feminizare. De ce la muncă în femeie și astăzi în bărbat? Astăzi, întâmplător, am luat aceste haine cum le-am nimerit. Cezar Mihail Bucur și-a reclamat de mai multe ori șeful la poliție pe motiv că îl hărțuiește din cauza orientării lui sexuale. Aveam ojile făcute cu culoare albastră, mai zis mai multe ori marș. M-a amenințat prima oară că dacă n-ar fi în poliție, m-ar rupe cu bătaia, mi-a zis. A venit momentul în care m-a lovit, m-am dezechilibrat. Șeful lui crede că este victima unei răzbunări, după ce l-ar fi admonestat de mai multe ori că nu își face treaba. Nu vorbesc în numele instituției din care sunt parte, arătând totodată că nu am absolut nimic cu comunitatea LGBT. Noi avem o problemă cu el, în primul și în primul rând, pentru că acest funcționar public caută orice motiv ca să nu muncească. Este un puturos. În toate rapoartele și lucrările domniei sale, să trece cu subsemnata, are pe CNP-ul domniei sale cifra 1 în față. Din punct de vedere juridic, este bărbat. Pe de altă parte, un coleg al polițistului care se identifică femeie îl acuză și el de hărțuire. Susține că l-ar fi atins în zonele intime. Conducerea Poliției Locale București anunță că angajatul transgender va fi cercetat de Comisia de Disciplină pentru comportament neadecvat, vestimentația care nu respectă regulamentul intern și neîndeplinirea obligațiilor de serviciu. 4 comisii disciplinare clasate ca nejustificate, iar următoarea comisie va fi pentru faptul că acest domn mi-a spus că n-am ce să caut cu haine de femeie. Cu o situație asemănătoare s-a confruntat și decanul Facultății de Limbi Străine de la Universitatea din București. Un lector universitar a fost fotografiat în amfiteatru îmbrăcat cu fustă scurtă și sandale cu toc. Conducerea universității nu l-a sancționat însă.